sunteți super, mulțumim de suflet și Giovanna Cristi a fost sună. Magica este pe mine ok, dar m-a supărat tare. Pe noi nu, am înțeles tot ce se întâmplă acolo. E normal, sunt stări și stări, Luca, dacă am prieteni. Pe Facebook să știți că nu pot să mai accept cele de prietenie. Salutăm Birmingham-ul, e un oraș favorit, îmi place mall-ul de acolo și târgul de Crăciun. O să-l duc și pe Alex. Sunteți împreună și nu v-ați despărțit. Nu știm de unde au plecat, dar să arăt inelul cu diamante. Îl am, nu l-am amanetat, îl mai arăt odată, da? Uitați, acesta este. Ce face mama lui Alex? Mama e foarte bine, e în Italia. Este o scumpă și ea ne-a spus că zic că v-au despărțit, o să le scriu, că uitați, voi stați cu noi de vorbă. Am zis că nu, noi nu punem la suflet, absolut nimic ce se scrie. Nu, n-am vorbit cu nimeni decât cu Damaris, Mirun și Cosmin. Vă recomand să vă întâlniți cu Alina și Valentin, că sunt tot în Timișoara. Cu siguranță, cu drag. De vedea. Ce nu? În ce parte e mama ta în Italia? În Sicilia. Vreau să mă dea susul afară din casă. Când a plătit. Că a plătit abonamentul. Mulțumim mult, vă mulțumim. Cei de pe YouTube au luat de la unul din băieți de pe live, că ce v-ați spărțit și de acolo. Nu, probabil aceste zboruri s-au lansat doar pentru că noi nu am postat. Dar... Paimoși învingători, vă pupăm paimoșilor învingători. Dar, sincer, singurul motiv pentru care nu am postat e că noi nu am avut o activitate socială și cu siguranță v-am fi plictisit. Stăteam în pijamale în vârful patului și exact. Am mâncat-o și-a urma la farfurie de la Spartania. Mulțumim paimoșilor, vă pupăm. Am avut activități, eu au. Vreți să faceți turul Siciliei în concediu? Nu știm, nu poate știm la vară. Și a văzut prietenia adevărată între voi și Miruna și Cosmin. Miruna și Cosmin sunt doi oameni faini cu care ne face plăcere să exact, ne auzim. Exact, exact. Bunurile astea au pus telefon. Sărbători fericite, vă mulțumim mult! Paul a spus că v-ați despărțit. Nu știu de unde a primit Paul zvonul. Nu, probabil că erau doar zvonuri, nici ei nu știau exact. Nu cred că au spus ei neapărat. Pur și simplu s-au preluat aceste informații pentru că noi nu am postat. Noi așa credem, nu știm exact. Numerologii spun că nunțele din 2023 nu vor dura. Să lăsăm pe 2024! Luca a fost reprezentant la Oriflame? A fost reprezentant la Oriflame? Nu, niciodată. Ați vorbit cu Miruna și Cosmin? Da, am vorbit ieri, nu? Da, Paul a spus că ai plâns în finală, crede că ai plâns, că nu ai câștigat. Fiecare crede ce consideră. Singurul motiv pentru care am lăcrimat a fost în momentul în care urma să plecăm și mi-am luat la revedere de la staff. De emoție, de fericire și de nostalgie. Și nu a fost un plâns o vovă, au fost niște lacrimi de emoție, presiune. De iubirea noastră, cu siguranță. Cezar, mândrul meu, Raluca, Alex, v-ați despărțit sau nu? Să fac păi nani. Dacă suntem Cezar, aici... Cezar, păi nani, da, nani. Ne-am întrebat, ne-ați despărțit sau nu? Ne-am despărțit, dar ne-am strâns pe Cezar. Voiam să vă mai ținem un suspans, dar nu am reușit să-mi fac pașaportul și buletinul, că voiam să vă arăt, dar am fost ocupată cu actele. Alex, nu renunți la cântat, te rugăm. Nu o să renunți, cu siguranță. Forța Botoșani, forța Botoșani. În casă sau separat, după, nu s-au păstrat după ieșirea din casă. Nu. Au fost momente și momente. Era normal din atâția oameni să simți că rezonezi din anumite idei sau exact. În anumite situații cu cineva și apoi... O să stăm pe Iris cât de curând, apucați-vă de treabă. Da, o să ne apucăm. Ne-am apucat, dar momentan o lăsăm pe Iris la Doamne, Doamne și să ne trimite când o să avem și noi o căsuță și un job, ceva. Super, mulțumim mult! Nu se pare genul... Nu comentăm. No. De cei din casă, a fost o perioadă, am conviețuit împreună, au fost sesiuni discuții și nu simțim nevoia să vorbim despre nimeni din competiție decât să le urăm numai să bine nu și mult la muzică, Alex. Nu o să renunț, cu siguranță nu o să renunț. Mai rochia de mireasă, nu, rochile le-am predat cu toate după terminarea competiției. Nu mi-am luat la revedere de la Adina. Sunteți într-o locație specific grecesc pentru că au muzica. Da, suntem la o cafenea aici, la Iulius Mall. Ce face nepoțica Eva? Nepoțica Eva, doream să văd foarte tare de Revelion, dar din păcate nu am reușit cu documentele și mi-a fost teamă că apoi nu mai pot să vin în țară și am ales să stau să-mi fac actele și după voi merge la ea. Da, am apartamentul meu în Timișoara, este închiriat. Puteai ne țineți legătura?
Nu, Raluca n-a vorbit cu ea. Nu, n-am vorbit cu nimeni decât cu Miruna și Damaris. Am văzut că nu vă arătați. Nu trebuie să vă faceți griji. De cele mai multe ori, dacă... Doi măscărici. Mulțumim. Mulțumim. Dacă nu postăm, asta nu înseamnă că avem, ni se întâmplă lucruri rele. Pur și simplu suntem ocupați cu altceva. Mulțumim mult. Da, ne pupă doamna de la Bruxelles. Da, tata s-a simțit foarte bine. I-a plăcut foarte mult evenimentul și a fost foarte emoționat. Chiar ne-a făcut plăcere că a avut... că a avut plăcerea și a putut să participe la nuntă și suntem recunoscători. De Revelion, sincer, n-avem niciun plan. Planul era să mergem în Anglia, dar pentru că nu putem, o să rămânem aici, în Timișoara, cred. Poate o întâlnire cu fanii voștri. Nu considerăm că avem fani, au fost susținători, oameni care ne susțin și care, nu știu, sau... le-ar face plăcere să ne vadă, noi cu drag vă spunem unde suntem, suntem la Iulius Mall, așa că... Mulțumim mult! Simona Chirchi sau Gabriela Cristea, ambele sunt două doamne minunate. Chiar ne-am simțit onorați foarte profi, chiar să foarte le avem profi. La 2 metri de noi și să interacționăm cu dânsele. Exact. Mulțumesc mult! Nu, să știți că ainele nu sunt de la Icon. Sunt mix de la mai multe branduri. Zara, H&M, Mark & Spencer. Am vorbit cu Giovanna, știți? Da, da, am vorbit. Sunt următorul care știu ce au de făcut, restul de fani au făcut. Veniți la Bacău de Revelion? Sincer, nu. Unde v-ați simțit mai bine, la Mireasa sau la Caprici? Sincer, erau momente și momente. Uneori la Caprici aveam senzația că ni se pansează rănile, și... dar până la urmă au fost acțiunile noastre, am înțeles. Exact. Noi ne puneam în anumite situații și trebuia să le justificăm. Să aveți copii foarte frumoși. Doamne ajută, Doamne ajută. Doar pigmentul vreau să-l aibă iris de la mine, în rest ochii și părul lui Alex îl are mai des. Și când mă strigai veritabil, da, 100%. Și eu îl teancă veritabilă. Ce mai fain, vă pup. Și noi de vă pupăm. Bluza de unde este? River Island. Sunt din Severin, dar m-am stabilit la Timișoara. Rușine, spune cuvinte, nu am înțeles dacă puteți să respecteți. Alex, tu mai spus o melodie nouă. Încă, nu știu, la începutul anului, acum. Cum a fost, ați văzut că vine? Probabil că ați văzut, a fost unul care, nu știu, ne-a schimbat foarte mult. Ne-am dat seama că suntem puternici și a fost foarte interesant. Nu știu dacă nu ne suportau, practic cred că reprezentau vocea comentariilor și cumva ne dădeau posibilitatea să avem și noi o părere și să răspundem exact la feedback-ul comentariilor negative. Nu le-am luat personal. Brunete cu ochi albaștri, da, Iris, da. Așa să fie. Mi-a plăcut mult mesajul de ieri, ai agitat. Da, sincer, nu neapărat că am vrut să agit, dar am citat din oameni și am spus că o să clarificăm lucrurile. Da. Da, nu, asta cu zvonurile vă dați seama, fiecare poate să spună și să arunce orice perlă și se preia și se face un mare haos, dar realitatea sper să nu-i dezamăgească. Le sunt lăsat de muzică, pe muzică ta a venit Serutul Cobri. Să știți pe vocea mea a venit Serutul Cobri. Momentul a făcut în sine. Mulțumim mult! Sunteți de frumoși, poți să mă urmăresc, da, dar nu mai sunt dat și mesaje în privat, pe sigur o să... Ce primit din da, ce... Da, despre tine. Am discutat despre asta în emisiune. Planul despre viitor, vrem să rezolvăm cu actele, să plecăm într-o mini-vacanță undeva la 30 de grade, încă nu ne-am decis unde, după care vom merge în București și ne vom interesa de job și de chirie și apoi o să vedem. Andrei de la Capriciu, nu te-a mai atacat. Vă repet, nu exact. Fiecare are jobul lui, doar cumva, eu așa am considerat, că reproduce comentariile de pe rețelele sociale ca să avem posibilitatea să... Lucrația asta foarte bine să lucrezi în televiziune ca moderatoare. Doamne ajută, sincer nu am niciun curs, nicio calificare, dar mi-ar face plăcere, ar fi un vis. Sunteți fani de top, am votat, mulțumim mult. Vă mulțumim din suflet pentru tot ce ați făcut pentru noi și apreciem enorm. Nu știu dacă am pierdut competițional sau nu, am făcut ce am simțit și
big like pentru părinții voștri, mai ales tata, Raluca și mama lui Alex. Da, deci am un noroc de o mamă soacră, e de nota 10, e minunată. Ce nu mers în Anglia. Momentan o să ne stabilim în București și mai apoi să vedem cum merg lucrurile. Stau în Timișoara.